parte, numărul românilor care au rămas fără locuri de muncă a crescut îngrijorător. Interesant este faptul că județele dezvoltate economic conduc în topul celor mai multe contracte de muncă suspendate. Avem tot mai mulți șomeri, deși guvernul se laudă că ia măsuri eficiente ca economia să nu se prăbușească. Care este explicația, ne spune Vlad Ungar. Vlad, te ascultăm. Bună ziua, bine v-am găsit! Luna trecută rata șomajului a fost de 3,38%. Asta înseamnă o creștere cu 0,06% față de luna noiembrie anului 2020, iar în luna decembrie anului 2020 rata șomajului a fost cu 0,41% mai mare decât în luna decembrie a anului 2019. România are în acest moment 296.000 de șomeri, dintre care puțin peste 100.000 primesc indemnizații, acel ajutor pentru șomaj. Dacă e să vorbim despre județele cu cele mai multe contracte de muncă suspendate, de departe, topul este condus de județul Cluj, asta dacă excludem capitala, urmat de județul Bihor, unde sunt peste 2.000 de contracte de muncă suspendate, iar pe locul 3 se află județul Ilfov cu peste 1.600 de contracte de muncă suspendate. Există zone profesionale, domenii în care au fost foarte multe concedieri. Pe bandă rulantă în ultimul an, topul e condus de sectorul Horeca, cei mai mulți au fost concediați din această zonă. Vorbim despre chelner, despre angajați din restaurante, din cafenele sau din baruri sau chiar din hoteluri. Pe locul 2 se află transporturile, comerțul, dar și tot ceea ce înseamnă zona artistică. Foarte mulți actori, interpreți de muzică populară sau de muzică ușoară n-au mai câștigat și și-au pierdut locurile de muncă după perioada pandemiei în care nunțile și botezurile au fost interzise.